Primarul Lucian Micu a convocat pentru vineri 10 februarie ședința de îndată a Consiliului Local pentru dezbaterea a 6 proiecte de hotărâre cu caracter urgent. Secretarul Consiliului Local a propus celor 12 consilieri prezenți la ședință alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Bună ziua! La ședința de îndată de astăzi, din totalul de 20 de consilieri în funcție, sunt prezenți 12. Aș vrea să vă supun la vot primul proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în persoana domnului consilier Beloiu, președinte de ședință propus pentru o perioadă de 3 luni, conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc frumos! Președintele de ședință, Mircea Beloiu, a mulțumit pentru încrederea pe care i-au acordat-o consilierii. Pentru ședința de îndată de astăzi, prin dispoziția numărul 287 din 9.3.2017, se convoacă Consiliul Local cu ordinea de zi, ați primit-o fiecare pe tablete. Avem 5 puncte oficiale și unul suplimentar. Vă rugăm să, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Rând pe rând au fost supuse dezbaterii și aprobării proiectele de hotărâre pe ordinea de zi. Să dăm citire acum proiectului de hotărâre numărul 2, privind solicitarea înscrierii în programele guvernamentale de construire de locuințe și încheierea unor parteneriate în acest scop. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrația Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 3, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Vasile Sav din Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Primarul Lucian Micu și-a arătat surprinderea față de atitudinea celor 6 consilieri PSD care au boicotat ședința, afirmând că este o atitudine împrumutată de la consilierii județeni de boicotarea ședințelor în care se dezbat și în care trebuie aprobate hotărâri importante. Pe ordinea de zi de astăzi au fost o serie de proiecte foarte importante, de aceea și caracterul de îndată. Noi am dat mapele de ședință încă de ieri pentru a fi supuse dezbaterii de către consilierii locali, chiar dacă legea prevede la ședințele de îndată că pot fi acordate chiar și în ziua ședinței sau chiar cu câteva ore înainte. Noi am zis pentru transparență să fie date cu o zi înainte. E vorba despre depunerea două proiecte pentru finanțare la Ministerul Dezvoltării, așa cum ați văzut, Liceul Tehnologic Vasile Sav și Liceul Teologic Episcop Melchisedec, două clădiri care necesită intervenții și finanțări și cred eu că e în interesul tuturor să aprobăm aceste devize actualizate. E vorba de acele construcții de locuințe, de serviciu pentru tineri, pentru tinerii din domeniul sănătății și din educație. Și de asemenea alocarea acestor sume de bani, unele dintre ele având caracter urgent pentru faptul că încă din cursul acestei luni vor avea loc aceste concursuri și au nevoie de aceste sume de bani. Îmi pare rău că nu sunt toți consilierii la fel de responsabili. Chiar în trecut știu că au fost o colaborare foarte bună, ca drept dovadă și primirea unor premii la nivel național. Deși de la județ nu ne ajută cu absolut nimic, văd că preiau acest model de ignoranță față de cetățenii municipiului Roman. E important însă că suntem noi ceilalți, de aceea este foarte important votul când se acordă la alegeri și cu această ocazie sper ca romașcanii să vadă cine este responsabil și cine este
iresponsabil în activitățile politice pe care le realizează. Liderul de grup al PSD, arhitectul Daniel Laurențiu Vasiliu, explică decizia de a nu participa la ședința de îndată, motivat de convocarea cu întârziere a ședinței, dar și de defectarea unor tablete. Materialul pentru ședința de astăzi nu a fost dat în 24 de ore, nu a fost transmis pe tabletă, nu am avut timp efectiv să studiem în detaliu toate proiectele și, din păcate, sincer, am observat că presei au fost acordate materialele proiectelor care au fost propuse spre vot astăzi, iar consilierilor debea aseară în ultima clipă. A putut să le primească dinainte. A fost un ordin de partid, repet întrebarea. Nu. Pentru că n-ați mai făcut gestul ăsta până acum și a el este... A fost o discuție, noi ne întâlnim și discutăm proiectele. Efectiv, înainte de orice ședință, să știți că consilierii PSD se întâlnesc și studiază împreună proiectele. Da, bine. Da, în momentul, dacă noi am primit pe tableta seară la 5, la 7 au ajuns sau unii, proiectele, când m-a mai avut timp să ne întâlnim ca să putem să știm ce votăm corect. Domnul senator Manoliu spunea că sunt tablete defecte. Într-adevăr, o parte dintre noi au alte tipuri de tablete care funcționează destul de greu. Într-adevăr, asta o confirm pentru că și a mea și funcționează destul de greu. Există o certitudine legată de faptul că cele două partide politice fac jocurile impuse de conducerile fiecăreia, în funcție de banca pe care se află, la putere sau în opoziție. A nu se uita atitudinea grupului de consilier PNL din Consiliul Județean, care a lipsit în toamna trecută masiv de la ședințele de Consiliul Județean, încercând să protesteze față de modul discreționar în care se manifestă cei aflați la putere, care taie și spânzură când se află la putere și protestează atunci când sunt în opoziție.